Referendumul pentru familie între pro și contra. Opiniile sunt puternice și de toate părțile, atât în mediul juridic, cât și din partea bisericii și a comunității LGBT. Cei care lucrează cu legea au și ei păreri diferite, dar toți sunt de acord că în acest moment Constituția reglementează foarte clar ce înseamnă căsătoria în România. În România, prin noțiunea de soț, se înțelege doar căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Actuala Constituție așadar nu permite decât căsătoria între un bărbat și o femeie, nici când Constituția nu a permis și nu va permite căsătoria dintre două persoane de același sex. Prin urmare, din punct de vedere juridic, dacă referendumul va fi validat, el nu va aduce nimic nou în Constituție, nu va elimina și nu va adăuga niciun drept, ci pur și simplu precizează, din punct de vedere lingvistic, ce anume se înțelege prin noțiunea de soț. Dacă legiuitorul, legiuitorul consideră că ar trebui să se clarifice cu anumită chestiune, atunci poate convoca, poate să solicite referendum. Dar în cazul de față, totuși, există o bază legală și avem noțiunea de căsătorie definită. Pe de altă parte, poziția Bisericii Ortodoxe Române rămâne fermă. Biserica Ortodoxă Română, în general, și Arhiepiscopia Clujului, în mod special, a sprijinit demersurile Coaliției pentru Familie privind revizuirea Constituției. În primul rând, trebuie să spunem că acest referendum este unul pozitiv, este pentru o mai bună limpezime a textului fundamental al țării în privința definirii familiei și el trebuie privit cu multă încredere și mai ales cu speranța că va folosi în viitor. Comunitatea LGBT se simte atacată și consideră că membrii ei nu au fost și nu sunt o amenințare la adresa familiei tradiționale. Acest referendum, care se consideră democratic, servește exclusiv unor interese politice și ultrareligioase. Din punctul nostru de vedere, nu a existat până acum nicio amenințare reală la adresa familiilor din România și la adresa copiilor familiei tradiționale. Totul este o perdea de fum de care unii sau alții se folosesc pentru a câștiga putere sau influență. Mai mult, reprezentantul comunității LGBT susține că alegerile programate sunt doar un stimul negativ. Acest referendum este o campanie care instigă la ură. Există deja cazuri de persoane care au fost bătute sau jignite pe stradă pentru că sunt homosexuali. Și acesta este doar începutul. Referendumul îi va scoate pe român la vot luna viitoare, în zilele de 6 și 7 octombrie, după ce propunerea de revizuire a Constituției a fost adoptată de Senat cu 107 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 7 abțineri.